Acum 6-7 ani, nu a scris nimeni că crina pintea face foamea. Știi? Sau Cristina Neagu, nu știu ce i se întâmpla, sau accidentările pe care le-a avut, sau viața, sau tot, trăirile, momentele grele. De ce trebuie să punem accent pe lucrurile astea? Adică și că nu merită, și că că-s banii primăriei, că ia uitați pe cine plătim noi, știi? Adică n-a întrebat nimeni pe Crina Pintea dacă avea Adidas și când s-a apucat de handbal. Sau dacă acum 7 ani, când toată lumea spune că, nu știu ce mai spune, nu mai contează, dacă aveam echipament sau dacă aveam ce-mi trebuie. Dar am făcut așa. Așa m-am antrenat, așa am simțit foamea adâncul sufletului. Dar nu a fost mai importantă decât ceea ce îmi doream eu.